Bună ziua, sunt la școala de vară din Botoșani și sunt la școala numărul 7 din Botoșani și aș dori să întreb pe copii cum se distrează vara. Vara aceasta m-am distrat foarte mult, mai ales că am fost la această școală. Minunat! Vara asta m-am distrat pentru că am mers la mare. Minunat! Acesta a fost interviul meu și aș dori să vă mai uitați la el. La revedere! Suntem la școala gimnazială numărul 7 Botoșani și vrem să aflăm de la copii ce vor să să devină când o să fie mari. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Eu sunt Robert Paveliuc și sunt la școala 7 Botoșani și vreau să întreb copiii despre ce activități au făcut în aceste două săptămâni. Și... Bună ziua! Voi cu Beatriz. Ce activități ați făcut în aceste două săptămâni? Care a fost activitatea voastră preferată? Activitatea mea preferată a fost când am făcut marionete și când am pictat tablouri. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Am Mihai Semerola. Care a fost activitatea dumneavoastră preferată? Activitatea mea preferată a fost când am pictat din lemn marionete. Salutare tuturor, eu sunt Cosmin și bine v-am regăsit în școala noastră. De data aceasta, eu sunt la școala de vară și vreau să-i întreb pe toți copiii cu ce motiv au venit la școala de vară. Eu am venit... Rareș Libiu. Am venit la școala de vară ca să mă distrez. Bună ziua, cum te numești? Am Mihai Seminuna. Eu am venit la școala de vară fiindcă îmi place foarte mult, că facem activități foarte frumoase. Și ce îți place să faci la școala de vară? Îmi place foarte mult să pictez. Mulțumesc. Salut, cum te numești? Ilinca. Și ce îți dorești să faci la școala de vară? Păi să mă joc copii, să-mi fac prieteni noi. Salut, cum te numești? Matei. Cum ți se pare să fii jurnalist? Destul de bine. De ce? Iau toate lucrurile importante de la oameni și le înțeleg. Tu de ce ai venit la școala de vară? Ca să mă distrez foarte bine. Ce numești? Ianis. Câți ani ai? 9 jumătate. De ce îți place să vii la școala de vară? Pentru că facem multe activități. Da? Și ce-ți mai place să faci aici? Îmi place clubul de jurnalism, educație fizică și cam atâta. Bună ziua, bine ați venit la școala de vară. Mă numesc Mihai Semiruna. Școala de vară este un lucru foarte impresionant. Copiilor le place foarte mult să lucreze aici, fiindcă sunt foarte multe activități distractive. De exemplu, am învățat să construim din foi origami. Am învățat să fim reporteri și am să desenăm pe lemn și să spunem interviuri. Să facem interviuri. Bună ziua! Bună ziua! Care este activitatea dumneavoastră preferată de la școala de vară? Activitatea mea preferată a fost când am făcut origami. De ce? Pentru că a trebuit să ne chinuim puțin și ne-au ieșit lucruri drăguțe care putem să le folosim în continuare. Ai mai făcut până acum origami? Da. Și? Ce ai făcut din origami? Am făcut câini, pisici și liliaci. Și astăzi aici la școala de vară ce ai făcut? Astăzi am învățat să fim reporteri. S-ar plăcea să fii reporter? Da. De ce? Pentru că un reporter comunică mult cu oamenii. Bună ziua, numele meu este Zgâmbău Tudor și astăzi mă aflu la școala gimnazială numărul 7 din Botoșani.
aici s-a desfășurat programul școlii de vară septiști în vacanță. De asemenea, copiii au participat la diferite activități în timp și au privit dintr-un alt punct de vedere școală. Deoarece acest program este rapid, vedem cum li s-a părut copiilor. Bună, îți pot lua un interviu? Cum te numești? Marsilio. Îmi poți descrie puțin această experiență? Cum ți s-a părut ție la școala de vară? Mi s-a părut foarte, foarte bine. Ne-am făcut noi prieteni și m-am distrat foarte bine. După cum observați, această școală ne-a apropiat și a ajutat copiii să-și formeze noi prieteni. Mă bucur că acest eveniment s-a încheiat cu succes și că a fost o experiență distractivă pentru toți. Numele meu este Zgâmbou Tudor și am terminat. La școala de vară mie îmi plac toate activitățile, deoarece colegii mei, învățători și profesori, consider că au propus activități foarte interesante și plăcute copiilor, deci nu mă puneți să aleg că n-aș putea. Ce activități au fost? La școala de vară s-au organizat aproximativ 20 de activități, câte două în fiecare zi. Unii colegi au făcut jocuri creative, jocuri în aer liber, a fost și un atelier de creare de jocuri în care copiii s-au dovedit ingenioși și au creat singuri jocurile. Au fost ateliere de creație, a fost atelierul acesta de jurnalism în care voi ați învățat să luați niște interviuri, a fost origami, ateliere de pictură, da? Multe, multe activități, jocuri sportive, fizica altfel, da? V-ați jucat ieri cu baloane în curtea școlii. Da, cam acestea sunt activitățile care s-au desfășurat. O să-i dau și colegii mele. Bună ziua! Bună ziua! Nu vă sperați că vă întreb. Cine a organizat această școală de vară? Ideea a pornit de la un colectiv de profesori, printre care mă număr și eu, doamna directoare Mihaela Costân, doamna profesor pentru învățământul primar Ionela Clușcu, dar încet încet s-au alăturat foarte mulți oameni din școală, în special profesori pentru învățământul primar, pentru că, așa cum se vede, și copiii care au răspuns cel mai bine invitației noastre au fost cei din ciclul primar. Și ce activități mai avem până se termine școala de vară? Păi, de exemplu, după acest atelier de jurnalism urmează un atelier de realizare de benzi desenate. Mâine, după cum știți, se va desfășura căutarea comorii, jocul căutarea comorii și apoi închiderea festivă, în care vă așteaptă surprize. Dar vă plac acești copii muncitori? Da, mi-au plăcut foarte mult. Mi-a plăcut că au venit în fiecare zi. Cei mai mulți dintre ei nu au lipsit. Mi-a plăcut de voi că sunteți creativi. Mi-a plăcut că ați legat prietenii, că nu ați venit neapărat aici doar ca să fiți plecați de acasă. Mi-ați spus că vă interesează să socializați și cred eu că vă face plăcere sau că v-a făcut plăcere această școală fără catalog. Ți-ar plăcea să fii reporter? Da, mi-ar plăcea. De ce? Păi este distractiv, cred că este chiar frumos. Îți place ziarul Beaz pe care l-am avut astăzi? Da! Care au fost primele gânduri când ați inițiat acest proiect? Împreună cu un grup de cadre didactice cu inițiativă, am hotărât lansarea acestui proiect care să ofere un cadru organizat de desfășurare a timpului liber pentru copiii noștri. S-au desfășurat activități interesante și atractive pentru copiii noștri, iar implicarea unui număr destul de mare de copii în aceste activități este un semn că proiectul a avut un impact pozitiv. Considerați că pe viitor această activitate se va mai face? Analiza chestionarilor de impact aplicate participanților la proiect vor fi un punct de pornire pentru ediția următoare a proiectului Șeptiști în vacanță.